Muzeul Metropolitan are o aură specială și spațiul ăsta atât de puternic și încărcat de spiritualitate e puțin, e mult prea puternic pentru mine. Când am văzut prima oară spațiul, am zis, este extraordinar cum voi face să-mi integrez lucrările în acest loc. Și am plecat de la lucrarea care definește și expoziția Adam din josul crucii, pentru că practic noi suntem cumva la picioarele lui Hristos, deasupra noastră crește mitropolia asemenea unei cruci. Și a fost clar din start că de acolo voi pleca și am ales toată seria asta de personaje cu aripi, îngeri sau zburători, care zic eu că se leagă foarte bine cu spațiul acesta, cu absidele, cu senzația de înălțare pe care o simți când te apropii de o biserică. Este un loc care mă inspiră. În momentul în care am făcut lucrarea de care vorbeam mai departe, mi-am dat seama că trebuie să încerc neapărat și un heruvim. Și astfel s-au născut două lucrări la care am început să lucrez cu câteva luni înainte de Paște și imediat după Paște, încă în săptămâna luminată, când am prins câteva zile în care se putea lucra, am finalizat cea de-a doua lucrare. M-a inspirat și sunt onorat să fiu aici parte din acest ansamblu muzeal extraordinar. Sper ca vizitatorii, spectatorii mei să simt o parte din bucuria pe care o trăiesc eu când fac aceste lucrări. În momentul în care faci o lucrare, ești implicat 100%, ai o trăire care se poate transmite dacă ești sincer, dacă te aștept Dumnezeu să găsești formele potrivite. Eu sper că am reușit. Cred că este cea mai fulminantă ediție din România în Creative Week, cea de-a patra, de altfel, care se petrece în Iași, mai ales că pe lângă gazdele tradiționale, galeriile de artă private, pe lângă Palatul Culturii, s-a alăturat Mitropolia prin Muzeul Metropolitan și prin Turnul Goria. Una din cele mai frumoase expoziții se află în Muzeul Metropolitan, cea lui Sorin Purcaru, dedicată umanității, dedicată libertății și a modului în care putem percepe sacru, fără ca el să ne fie neapărat relevat într-un mod facil și figurativ. Pe de altă parte, evenimentele care au loc la Baia Turcească sau la Uniunea Artiștilor Plastici pe strada Lăpușneanu, cred că arată cam care este pulsul artei contemporane, fiindcă sunt artiști invitați atât din România cât și din Europa și reușești ca privitor să-ți dai seama că nu există o distincție între noi ca artiști, indiferent de zona geografică unde suntem, că arta are același limbaj. E un limbaj în care se articulează atât probleme sociale, probleme ce țin de etica actuală, dar mai ales problemele legate de noi ca oameni indivizi și ce putem face ca energia noastră, tematica acestei ediții, să fie dusă mai departe. Invit publicul și în Turnul Golia, dar și în Palatul Culturii, în cele două muzee, Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie, pentru a vedea ce se întâmplă cu școlile de artă, cea din Cluj și cea de la Iași, care nu sunt evident într-o concurență, dar arată două direcții foarte bine coagulate a ceea ce înseamnă pe de-o parte tradiție, dar mai ales modernitate, prin selecții curatoriale, prin artiști invitați, prin diferite medii de exprimare. Thank you.
expoziția din turnul Gauliei se numește Eternitatea ca pariu și de fapt este vorba despre cum privim noi prin lentila noastră lumească eternitatea din perspectiva vieții noastre. Ce facem noi de fapt pentru eternitate și cum ne poziționăm față de aceasta. Am conceput expoziția ca o călătorie spirituală, să zicem, în care artiștii sunt puși în paralel, într-o paralelă, să zicem, cu viața monahală, nu? Pentru că în același fel și artistul și slujitorul spiritual au acest ritual. În singurătatea cămăruței sau atelierului lor, ei vor să atingă lumina cea eternă, să aibă o stare de revelație. Și exact asta ne ilustrează artiștii în lucrările pe care le prezintă. Iar în această seară specială, în curtea mănăstirii Golia, s-a întâmplat o performanță realizată de Gabriela Vanga, numită Cors Cosmice. Artista a împletit 700 de lumânări pentru a ilustra acest spirit luminos care arde, care se transformă, ne duce cu gândul la trecerea timpului, la viața care se consumă, dar de fapt ceara ne dă această senzație pozitivă, pentru că ea nu dispare, ea doar se modelează, se remodelează și rămâne acolo, dar într-o altă formă. Cam astea au fost gândurile noastre. Mulțumim foarte mult pentru o colaborare extraordinar de bună cu gazdele noastre. Lumea a apreciat extraordinar de mult turnul, spațiul pe care nu l-au văzut probabil de mult timp și sperăm că în continuare să putem realiza lucruri frumoase împreună.